Mr. Chairman and delegates, I accept your nomination for President of the United States. Mitt Romney s-a angajat să redreseze economia americană și a prezentat un plan din 5 puncte prin care promite să creeze 12 milioane de locuri de muncă. What is needed in our country today is not complicated or profound. It doesn't take a special government commission to tell us what America needs. What America needs is jobs, lots of jobs. Politicianul multimilionar a încercat să-și umanizeze imaginea vorbind despre familie și despre credința sa mormonă, dar a ținut totuși să-l critique pe actualul președinte și rivalul său în alegeri. I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed. But his promises gave way to disappointment and division. Seara Republicană a căpătat și mai multă strălucire în momentul în care vestitul regizor și actor Clint Eastwood a urcat pe podium pentru a-și exprima sprijinul pentru Romney. El s-a adresat direct președintelui Obama, deși acesta nu era prezent în sală. Barack Obama a ironizat pe Twitter prestația lui Eastwood prin fraza "Scaunul este ocupat". I think it's that time, and I think if you just kind of stepped aside and Mr. Romney can kind of take over, you could still use the plane. Though maybe a smaller one, not that big gas guzzler that you're driving around when you're going around to colleges and talking about student loans and stuff like that. La fel de importantă este și convenția Partidului Democrat, care va avea loc între 4 și 6 septembrie. La ceremonia de desemnare a lui Barack Obama va asista și prim vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Plahotniuc. Aceste adunări politice marchează lansarea oficială a campaniei pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite.